Bogdan Andone, președinte al Consiliului Județean al Elevilor Mureș, este următorul vorbitor. Bună ziua, Bogdan! Bună ziua! Bună ziua, stimați invitați, stimat auditoriu, sunt onorat să mă aflu astăzi aici, reprezentând elevii din județul Mureș. Nu vreau să vă țin foarte mult, știu că a durat destul de mult și probabil v-ați plictisit deja, dar permiteți-vă să vă spun despre două studii pe care le-am citit zilele acestea. Unul spune că România se află pe primul loc în UE cu o rată de abandon de 15,3%. Ca să vă dați seama, dintr-o clasă de 30 de elevi, 4 din acestea nu vor termina studiile. Este un număr destul de mare, chiar dacă nu pare 4 elevi dintr-o clasă, să ne gândim că în România există mii sau sute de mii de clase. Deci este un număr destul de mare, dacă o luăm așa. Iar un alt studiu realizat de Salvați Copiii România spune că, citez, în România 41,5% dintre copii, adică 1,5 milioane, sunt expuși riscului de sărăcie și excluziune socială, fiind afectați de lipsa de venituri ale familiei. Este un număr destul de îngrijorător, dacă ne gândim așa, 1,5 milioane de copii reprezintă un număr destul de mare și trebuie cumva să rezolvăm problema veniturilor, chiar dacă nu știm cum să o facem. Dacă în 35 de ani, cum am spus, n-am reușit să facem nimica, nu știu pe mai departe cum o vom face, dar sperăm să se rezolve aceste lucruri. Noi, ca și Consiliu, propunem cumva un prim pas pentru schimbarea acestui lucru. Vrem să schimbăm cumva mentalitatea elevilor. Trebuie să-i conștientizăm că educația are un rol foarte important în viața lor și că școala cumva, o să fiu foarte direct aici, mă scuzați, nu este doar o închisoare la care vin și stau 7 ore și după aia zic, mamă, școala este cel mai rău lucru posibil care mi s-a întâmplat în viața mea. Trebuie să le oferim altfel de oportunități, să le arătăm că pot să facă voluntariat, pot să se implice într-un sport, pot să facă diferite activități, nu doar să vină și să stea în bancă. Eu vă mulțumesc, doar atât am avut de spus și sper că data viitoare să avem o situație mult mai bună în școlile din România. Da, așa sperăm cu toții și noi îți mulțumim.